cu 24 de puncte, Voltaj! Publicul din România a decis. Țara noastră va fi reprezentată la concursul Eurovision din acest an de trupa Voltaj. Membrii trupei au ajuns în finala națională a concursului muzical cu o piesă care aduce în prim plan un subiect de mare actualitate: copiii părăsiți de părinții plecați la muncă în străinătate. Este vorba despre piesa De la capăt, single al cărui videoclip a fost realizat după scurtmetrajul Calea Dunării al regizorului Sabin Dorohoi și care spune povestea unui copil ce a plecat să-și caute părinții. Va participa anul acesta la Eurovision. Ce părere aveți? Sper să câștige. La aveți să le transmiteți un mesaj? Baftă! Eu zic în felul următor, să dea Dumnezeu să fie primii. Aveți să le transmiteți un mesaj? Le doresc multă sănătate, bucurie, o vară plăcută, să dea Dumnezeu să ia locul întâi. Asculți Voltaj? Da. Spune-ne câteva melodii de ale lor. Vocea ta... Succes, le meargă bine. E o trupă destul de bună. Melodia 20 de ani, se știe, nu? Voltaj, mult succes! Trupa Voltaj are deja pregătită și o variantă în limba engleză a piesei și urmează să se decidă versiunea cu care se va merge la Viena. Concursul Eurovision se va desfășura în perioada 19-23 mai 2015, iar românii vor urca pe scenă încă din prima zi, în cea din tâi semifinală. Dacă mâine